Senatul a respins proiectul legislativ ce prevede obligativitatea vaccinării anticovid pentru anumite categorii de personal care lucrează în domeniile esențiale de activitate, însă Camera Deputaților este for decizional în această situație. Printre domeniile esențiale în care s-ar impune vaccinarea personalului este și învățământul. Pentru cei de la Colegiul Național Decebal din Deva este prea puțin importantă rezultatul votului din Camera Deputaților, întrucât peste 90% dintre dascălii de la prestigioasă unitate de învățământ din reședința de județ au făcut schema de vaccinare completă anticovid. Vaccinarea poate preveni răspândirea virusului, de aceea chiar de la începutul anului școlar am avut o campanie de conștientizare a părinților și a elevilor pentru vaccinare. În rândul cadrelor didactice, peste 90% sunt vaccinate cu doza a doua. Este o măsură de prevenție a îmbolnăvirii, mai ales că noi intrăm în contact cu un număr atât de mare de copii, părinți, care pot fi asimptomatici și pot transmite acest virus. Procentul elevilor vaccinați este mai redus, însă, așa cum s-a întâmplat la finele anului școlar trecut, se așteaptă ca numărul să crească în preajma examenelor din vara viitoare, mai ales că la Decebal este organizat un centru de vaccinare. În prezent, procentul de vaccinare al elevilor din anii mari de liceu este de peste 30%. În rândul elevilor, cei din clasele a 11-a, a 12-a sunt vaccinați, în procent care eu cred că depășește 30% în zilele acestea, mai ales că în școala noastră noi am organizat un centru de vaccinare care oferă nu numai posibilitatea de a se vaccina, dar și consiliere pentru elevi și părinți. Profesorul Florin Ilieș, directorul Colegiului Național Decebal din Deva, recomandă vaccinarea atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și părinții acestora, considerând că doar astfel se poate reveni la normalitate. Le recomand să se vaccineze. Eu cred că vaccinarea este soluția pentru a stopa răspândirea virusului și eu m-am vaccinat și familia mea și de câte ori am ocazia le spun părinților să facă acest lucru și pentru ei și pentru părinți, să ne protejăm reciproc și să revenim cât mai repede în sala de clasă. La Colegiul Național Decebal din Deva sunt peste 100 de dascăli și circa 1200 de elevi. Dintre aceștia din urmă, în jur de 2/3 având vârsta eligibilă pentru vaccinarea anticovid, adică cea de peste 12 ani.